Bună seara, doamnelor și domnilor. Am să încep exabrupto. Am de dreapta și de stânga mea doi scriitori cunoscuți, personalități despre care în general se spune așa. Ei nu trebuie prezentați. De câte ori aud această vorbă, nu au nevoie de prezentare, știți foarte bine, sunt puțin deranjată. Întotdeauna mi s-a părut că abia oamenii publici, oamenii cei mai cunoscuți, trebuie prezentați. Pentru că ei sunt acoperiți de o zbură, de prejudecăți, de calomnii. Suntem la lansarea unei cărți care are un capitol splendid despre calomnie. Sunt acoperiți de idei făcute de-a gata, de patini, de pasiuni, de mai ales de ceea ce servește gura lumii atât de frecvent. De aceea, mi se pare că cu atât mai mult un om cunoscut, trebuie recunoscut, trebuie, hai să nu spun redescoperit, că sună puțin bombastic, așa ca la televiziune, trebuie mai degrabă regăsit. Aș dori ca în această seară, pe lângă prezentarea unei cărți care mie mi-a plăcut poate cel mai mult din anul trecut, să îi regăsim și pe autorii acestei cărți. Și ca să nu încep cu părerea mea să spunem despre ei sau să nu încep cu binele, aș vrea să încep cu rău, de la Andrei Pleșu știu că rău e mai spectaculos. Mi-a rămas pe toată viața ideea asta, că binele e discret și rău e spectaculos. Și am să-i invit pe cei doi scriitori să spună fiecare despre sine, din categoria asta a zburei, a calomniilor pe seama lor, spuse pe seama lor, să spună câte una, două, care mi s-a părut mai enervantă, mai frumoasă, mai romantică. În fine, nu vreau să influențez opinia. Așadar, trebuie să începem cu domnul Andrei Pleșu. Am putea să facem o seară cu tema asta, care se cuprinde doar lungi liste. Eu nu sunt campion. Eu vă spun că sunt vreo două care mă scot de minți. Una e veche, de acum 20 de ani, când Tribuna Calomnilor se numea România Mare. Una de ele se povestește și în carte, nu mai spun. Mă auzi mult, la mică. În România Mare s-a scris că s-a provocat. S-a spus că eu am furat stiloul lui Ceaușescu. Stilozaurul, tot era daurul. Și mergând pe strada și pe Brezoianu, m-a auzit un ofițer de armată și mi-a spus, domnul Pleșu, am văzut că v-a zis Tudor Jigă, ați furat stiloul lui Ceaușescu. Dacă cumva îl dați în trecată, chemați-mă martor, fiindcă eu l-am dat. Asta e una din calomnia, asta o spun în carte. Ce nu spun în carte, e o calomnie legată de felul cum petreceam eu noaptea la Castelul Peleș, când eram la Ministerul Culturii. Tot în România Mare s-a spus că ieșeam noaptea în curtea castelului, în chiloți, și alergam diverse trupe de băieți și fete, n-aveam predecări, cu gânduri impure. Asta m-a lăsat visător, dădea un temperament, o energie ofensivă, pe care nu mi-o puneam.
tot de legat de asta a apărut și o altă calomnie, și asta e ultima la care o să mă refer, cum că eu mănânc foarte mult. Și acum, când cineva vrea să spună ceva de rău de mine, mă face gras, obez, mâncău. Nu știți cât sufăr, cât de nedrept să fiu tratat în felul ăsta. Dar chestia e tot vechi, tot în anii 90, când se spunea că eu merg cu Dinesu, bun prieten al domnului Luceanu, cu Dinesu pe la diverse foste case ale lui Ceaușescu și acolo o mâncăm. De exemplu, la Olănești, eu aș mânca 60 de păstrăți. Pe un forum am găsit un simpatizant care spune că știe el de la Tescan că atunci când eu eram chipurile în exil, acolo mâncam câte 50 de gogoși pe zi. Chestia asta mă doare cel mai mult. Ideea că eu sunt atât de drag încât îmi pot spune mereu pe masă această culpă, mi se pare maxima nedreptate pe care am suferit-o în ultimii 25. Eu nu am trei calumnii, am una singură și nu e o calumnie. Domnul Creșu a povestit calumnii anecdotice, am una singură, fecundă, temeinică, durabilă. Chiar durează din 1990, în clipa de față. Calumnia s-o numim calumnia editorială. Prietenul meu, Vănătrescu, a ajuns ministru culturii în 1990, s-a gândit să-și căpătrească prietenii și, luându-mă, îndreptându-și privirea în final spre mine, s-a gândit să-i dau editura politică. Editura politică, în această relatare, seamănă puțin cu peștera lui Alibaba. Deci acolo, tot Vadim Tudor spunea, nu știți ce au înăuntru, candelabre până la pământ, covoare de buhara. Acum, mie îmi place, de câte ori am ocazia să deconstruiesc această calomnie, să fac un mic exercițiu de cultură fundamentală, legată de întrebare pe care oamenii nu și-o pun. Care este bogăția unei edituri? În ce constă ea? Bogăția unei edituri are exact două elemente. Portofoliu editurii și echipa editorială. Atât. Nimic material. În paranteză, nici sediu de la Casa Scânteii nu era al editurii politice, trebuie să știți. Era un sediu plătit, săracii de ei plăteau chirie, ca și noi astăzi, câteva mii de euro pe lună. Portofoliu editurii politice era alcătuit 96% de partid. Dacă vă imaginați că este o plăcere ca un prieten să spună în brațul editură care editează documente de partid, e evident că n-a făcut-o intenționat. Doamna Pleșu a protestat indignată din rândul zi. Mă rog mult să nu mă mai perturbe. Se scurt. Am intrat acolo, sarcina era curățarea unor instituții de o istorie trecută. Asta era și la Teatrul Național și la Muzeul Partidului, pe care l-a luat să-l primenească Horia Bernea, la editura politică, deci cu un portofoliu făcut din documente de partid, nu puteai să intri în noua epocă de istoria democrației României. Așadar, portofoliu zero, echipa era formată din vreo 60 de persoane, din care eu își petreceau o parte din timp turnându-se unii pe alții la securitate. Nu intru la amănunte pentru că în primele zile au venit să-mi spună toți despre toți cum se toarnă pe fiță. Așa încât sarcina era de Hercules Augias. Știți că sarcina asta a lui Hercules a durat. Curăța un graj care nu mai știe să se curăța de 30 de ani. Deci a fost nu un avantaj la pornire,
și un handicap. În timp ce confrații de breaslă porneau cu o echipă pe care și-o construiau singuri și cu un portobor pe care îl alegeau, aici a trebuit să treacă un an de zile ca să încep să primenesc. Iar bogăția acestei edituri sunt autori umanități. Unul dintre ei este în dreapta mea. Ei, pur și simplu, sunt capitanul editurii umanități. Cei interbelice au fost la început, mari autori umanități, de la Cioran Ionesco, Elia Benoine, etc. Mari autori francezi și englezi în momentul lui Culturii Universale și, pe urmă, s-a constituit garnitura nouă de autori umanități. Înțeleg că unii dintre ei sunt vinovați că i-am promovat pentru că subminează imaginea României în lume. Neagu Giuvara și Lucian Oare. Deci cam aici ne aflăm. Deci calomnia asta e temeinică. Vă rog ca, măcar ce ați auzit, să luați în seamă, să știți că plătim mult pe lună pentru sediul acela străvechi. Bine, acum trebuie să fim corect. Ai omis ceva de pe prima editurie. Deci chiar mă întreb ce s-a întâmplat cu acest fragment de patrimoniu. Aveai operele complete ale lui Nicolae Ceaușescu. Aveai opere complete mari și versuri. Și documentele partidelor frățești. Dar în clipa în care, după un an de zile, am reușit să fac privatizarea editurii, toate lucrurile astea au fost calculate de către o comisie a Ministerului de Finanță, drept partea patrimoniului. Și au fost ridicate la 20% din valoarea capitalului, această bibliotecă de documentele partidelor. Lucru pe care îl regret cu adevărat, este că am ignorat soarta omagilor. Mi-au scăpat din vedere, nu mi-am dat seama ce valoare au, pe semne că în depozit exista o cantitate masivă, în orice caz ea s-a comercializat pe urmă în mod serios. Așa că, așa stau lucrurile. Problema este că rezultă din tot tabloul ăsta că în 1990 s-a făcut o singură privatizare. Și anume, eu am luat editura politică și am dat-o lui Licean. Ori, în realitate, toate s-au privatizat atunci, cu rezultate mai bune sau mai rele. De pildă, scânteia a devenit adevărul. Consiliul Culturii și Educației Socialiste a devenit Ministerul Culturii. Eu am uzurpat-o pe doamna Gâdă. Toate instituțiile, Muzeul de Istoria Partidului, a devenit Muzeul Țăranului Român. Ăsta era trendul, ca să vorbesc postmodern. Prin urmare, ideea că atunci, într-o liniște cu minte, s-a petrecut o subversiune în care o gașcă de băieți puși pe tăpăduială au făcut schimb de proprietăți, e o calomnie antipatică. Avem de aceste calomnii, mai spun și o mulțime de etichete și nu știu dacă vorbitorii de astăzi știu că ieri sau alaltă ieri, la emisiunea Vox Populi, nu Vox Populi, Vox Populi, din cadrul unei alte emisiuni care se numește Starea Nației, a fost o întrebare adresată unor oameni, mă rog, mai puțin cultivați, cum se fac aceste anchete, și întrebarea era așa. Care dintre filozofii români, știți? Mă bucur că pot spune ceva. Care dintre filozofii români a spus iarna nu-i ca vara? Petre Țuțea, Andrei Cleșu sau Gabriel Vinicianu? Și l-am întrebat pe primul om, care dintre filozofii români a spus iarna nu-i ca vara? Și i-a zis Petre Țuțea, Andrei Cleșu sau Gabriel Vinicianu? Și zice Petre, Petre.
altul a spus, nu pleșul, nu, pleșul nu. Și cei mai mulți au spus, pleșul. La un moment dat, reporterul nu a mai spus Petre Tuzea, Andrei Pleșul și Gabriel Liceanu, și a spus, Pleșul Liceanu sau Fata Pievici. Apropo de iarna lui Cavara și eticheta care vi s-a pus și pe care ați portat-o atâta. Nu, dar mă, cine a spus că să nu? Mare filozof. Un mare filozof. Mai erau întrebați oamenii și dacă li se pare că este profundă. Și spuneau, da, cum să nu, da? Și adânc. Exact. Am început deci în acest fel pentru a putea să fac acum o mică apologie a celor doi autori. Apologie în sensul care este explicat și în această carte și pe care cei din sală cu siguranță știu, în sensul grecesc al cuvântului apărare. Apărarea celor doi autori. Și dintr-o serie de mai multe, cum să le spun, poate articole pe care o am, cu de ce îl iubim pe Cutare sau de ce o iubim pe Monica Lovinescu sau pe oricine, am să citesc de ce îi iubim pe Andrei Pleșu și Gabriel Liceanu. La început sunt câteva punctaje, ca să le spun așa, care se referă la amândoi, după care trec la fiecare în parte, dar fără să mai numesc persoana la care mă refer, așa că vă revine dumneavoastră plăcerea de a ghici. De a ghici. Nu e mare lucru de ghici. De a identifica personajele. Deci de ce iubim pe Andrei Pleșu și pe Gabriel Liceanu? Ce mă aranjez? Dacă puteți. Adaug că tot din această carte am învățat cum poți să reziști la laudă. Este foarte greu, e un lucru dintre cele mai grele. Spunând la sfârșit, de ce mă calomniezi? Așa că îi calomniez și eu în felul meu pe cei doi. Pentru că se implică în viteză de ce iubim. Pentru că se implică în viața cetății, deși cetatea ne strică mereu viața. Pentru că nu se lasă păcăliți de mode, terorism intelectual de orice fel, manipulare și idei de acasă. Oricât i-ar costa. Pentru felul în care savurează și ne fac să savurăm limba română. Pentru că sunt intelectuali, adică oameni care atunci când toți cedează, se ridică în picioare și spun nu. E definiția lui Thomas Mann aceasta. Acum trec la individual. Pentru că într-o Românie în care orice minune ține 3 zile, institutul fondat și condus de el, New York College, continuă să fie și după 20 de ani minunat. Pentru că NEC-ul este și NEC plus ultra. Și pentru că toată echipa lui de la NEC e NEC plus ultra. Pentru că a construit durabil o editură ca Humanitas, care în apele furtunoase ale nesfârșitei noastre tranziții a fost un liman, port în limba greacă. Și pentru că și echipa Humanitas e NEC plus ultra. Pentru că prin toate cărțile lui îți deschide ochii asupra frumuseții uitate a vieții. Pentru că ține cele mai bine și bine dozate și pline de miez discursuri publice. Vai de cel care vorbește după el. Pentru că, indiferent dacă vorbește pe scena Ateneului, într-un amfiteatru sau într-o casă de cultură din ultima margine a lui, emoția și ținuta lui, prezența și pretențiile lui de la el însuși, sunt maxime. Civilizația intelectuală înseamnă pentru el să fii la înălțime și să te consumi la fel de mult în orice loc și în orice împrejurare. În asta constă elitismul lui. Pentru partea lui frivolă, de pildă, pentru cum știe să poarte la valiere. Pentru că a lansat cândva
un apel către Michele și pentru casele lui spirituale, tragicul, despre limită, despre ură, despre seducție, din care, după ce locuiești o vreme, pleci întotdeauna cu o idee puternică pe care s-o porți la tine mai departe și cu folos. Îl invidiem pentru certitudinea noastră că, în alta așezare temporală, Caragiale s-ar fi împrietenit cu el și pentru că, în această secvență de timp, s-a împrietenit el cu Caragiale. Pentru că a dublat și a continuat jurnalul de la Păltiniș cu cabana de la Păltiniș, destinată studenților de la filozofie. Îl iubim pentru dilema și dilema veche, pe altarul căreia depune săptămânal câte un articol de neocolit, pentru că asigură schimbul fertil între occidentalism și balcanism, pentru că a plantat un mesteacă și l-a botezat Monica, Lovinescu, iar din el a mai ieșit un seamăn, Virgil. Îl iubim pentru cum e în lume, pentru că în preajma lui oamenii se înseninează și prind să zâmbească fără să-și dea seama de ce. Pentru felul în care a explicat parabolele biblice. Pentru felul în care ne-a făcut să ascultăm cartea lui Iov și poeziile Minulescu și Petopârceanu și Crai de Curtea Veche. Pentru că i-a ajutat ca nimeni altul, pe câțiva dintre tinerii din jurul lui, să intre în lumea spiritului. Pentru că știe să-și admire contemporanii, cum nici unul dintre contemporanii lui nu știe să o facă. Pentru că, văzând cât de mici sunt mărimile politice de pe mai multe continente, a găsit în asta un argument al existenței lui Dumnezeu. Fără el, lăsată pe mâna unor astfel de oameni politici, lumea s-ar fi prăbușit de mult. Și în fine, din nou, revin la cei doi autori ai acestei cărți, pentru dialoguri de duminică și urma pe care o lasă cartea în lumea de astăzi. De cam atât, mă. Dai doi Ana să spun care mi-a plăcut cel mai mult din tot ce ești. Pentru că în preajma lui, oamenii încep să zâmbească fără să știe de ce. Ești prea mult de Da. Și acum, încetul cu încetul, venim la această carte. Este o carte care risca puțin să rămână la târgul de anul acesta, să rămână pe o orbită mai îndepărtată. De ce? Probabil că toți cei de aici din sală au văzut emisiunile 50 de minute cu Fleșu și Liceanu, iar în momentul în care au avut în mână cartea, s-au gândit, în fond am văzut emisiunea, știu ce e aici, timpul e scurt, au apărut alte cărți și vor fi pus această carte în bibliotecă fără neapărat să o citească din scoarță în scoarță. După părerea mea, este o greșeală, ar fi o greșeală enormă. Eu însă am avut surpriza citind-o să constat că e cu totul și cu totul altceva decât a fost emisiunea. Probabil că este greutatea cuvântului scris, faptul că te poți întoarce, că poți citi în ritmul tău, că merg alte lucrurile atunci când sunt pe hârtie, decât atunci când mai există și imaginea. Este o carte de filozofie proaspătă. Este o carte în care se confruntă doi oameni diferiți, în care ideile pe lângă care trecem de obicei fără să le vedem ies în evidență, devin pregnante, și în care se asigură acea conversație neîntreruptă cu înaintașii despre care vorbea în cartea lui Horia Roman Patapievici. Este, dacă vreți, forma cea mai înaltă a statului de vorbă, dialogul. Dialogul cum este tradiția dialogurilor socratice. Din cultura română mi se pare cel mai aproape de divanul sau gălceava înțeleptului cu lumea, lui Cantemir,
pentru că tot așa se confruntă, se izbesc, se ciocnesc idei diferite și, și pentru că se meditează asupra lumii. Aș mai adăuga că există în, în cultura de astăzi cărți cu doi autori, totuși cartea aceasta mi se pare mult mai specială. Cărți pe care le știți foarte bine, de tipul Umberto Eco, în dialog cu Jean-Claude Carrier, Nu sperați că veți scăpa de cărți. Sau Borges cu Sabato, sau Eugène Ionesco cu Claude Bonfoy. Sunt o mulțime de asemenea cărți. Diferența aici, după părerea mea, este că între autori există o prietenie de o viață cu bunele și relele ei, cu, mă rog, episoadele ei, astea nu am eu de unde să le știu, dar le intuiesc, și cu un maestru comun. Deci ei cumva au fost așezați pe aceeași orbită de același maestru și de zeci de ani au crescut cumva împreună și continuă să învețe și astfel, ceea ce mi se pare un lucru deosebit. Totuși, simt nevoie să întreb în lumea în care ne aflăm noi astăzi, la ce bun filozofia, in der Zeit, la ce bun filozoful in der Zeit, sau, sau la ce bun o asemenea carte, cei cu categoriile vieții care apar în subtitlu, este o carte despre categoriile vieții. Eu am o carte de filozofie, cred că asta ar trebui să... Și la asta se poate întreba. Zi-tru. Noi nu ne-am dus la emisiunile astea proiectul să facem filozofie. Deși bănuiesc că cei care ne-au invitat asta credeau că o să facem. Și erau speriați. Da. Ai o etichetă și trebuie mereu să ilustrezi. Dar de ce înseamnă să faci filozofie? Toată lumea face filozofie. Nu există personaj mai antipatic în orice familie decât cel care, duminica în capul mesii, împărtășește din experiența lui de viață. Și care are înțelepciuni, care are aforisme, care știe cum e și încearcă să ajute și pe cei mai tineri să înțeleagă și să se descurce. Deci, nu ne-am dus acolo în postura de patron ai mesei, care dăm mici lecții de gândire contemporană. Ne-am pregătit pentru această misiune ca să nu ne facem de râs, ca să nu ne trezim că nu avem cu ce umple intervalul de timp care ne era rezervat. Dar ne-am dus și cu nedumeriri, ne-am dus și cu speranța că o să aflăm ceva de la altul, că o să ne stimuleze celălalt sau că o să ne enerveze celălalt, ceea ce e util o conversație. Ideea însă este că, dacă e să rezumă într-un simplu cuvânt, de ce ne ocupăm noi, și cred că pot vorbi și pentru Gabriel de tipul ăsta de lucruri, de problemele astea, de întrebări, răspunsul scurt e cel pe care l-a dat Alexandru Dragomir, un prieten al lui Constantinoica, care a spus, mă ocup de toate astea că nu vreau să mor prost. E simplu. Nu înseamnă că după câțiva ani de eforturi sfârșești iluminat. Nu avem această pretenție, dar există o frământare, o febrilitate, un frison al gândirii care te lucrează, te transformă, te pune într-o condiție de ofensivă, nu de subsistență oarecare. Și asta e satisfacția pe care cred că am avut-o. Dacă sunt utile asemenea cărți, asta se măsoară la televiziune în lei. În asemenea timp. În asemenea timp. Dar în general, știi. Eu spun, de vreme ce, uite, sunt aici oameni foarte simpatici și cordiali care au venit pe vremea asta.
o circulație imposibilă să ne întâlnim, înseamnă că eu, dacă era unul singur, încă era o speranță. Dacă nu era nimeni, atunci întrebarea asta avea un răspuns prompt. Nu e nevoie. Așa că e nevoie din cauza mea. Acum tu. Știți, eu, pentru că am terminat introducerea Nicola și pentru că Andrei Pleșu, dintre proprietățile pentru care e prima regală de a trece de la frivolitate la seriozitate cu mare grație și ușurință. Și invers. Aș dori să tragem lucrurile către seriozitatea lor. Pentru că nu vă spun că montarea discuțiilor noastre de atunci în această carte, mie personal, mi-a ridicat niște întrebări extrem de apăsătoare. Oare mai e nevoie de așa ceva? Trebuie să știți, și pe semne că mulți dintre dumneavoastră sunteți în situația asta, ca intelectuali umaniști, că în momentul de față începem să ne îndoim de sensul și utilitatea noastră pe lume. Deja prin anii 70, chiar la începutul anilor 70, George Steiner, care e un mare domn, care a scris niște splendide eseuri, a spus, a lansat ideea că am intrat într-o epocă postculturală. Lucru care, în clipa de față, a devenit un slogan al intelectualității umaniste. Se caută ieșiri. Am ieșit din postcultural și se caută intrări. În ce intră? Noi nu prea mai avem în ce intra. Pentru că ne-am format un cod unei culturi de tip clasic umanist. Ce înseamnă să existi înăuntru unei perioade culturale și ce înseamnă să ieși, să intri în postcultural? În toată cultura europeană, în care noi am fost crescuți, prin șansa pe care am avut-o de a cunoaște pe unul dintre oamenii care o reprezentau cu strălucire, a fost o cultură născută în jurul cuvântului. A cuvântului scris, a cuvântului vorbit, a cuvântului memorat, a discursului în general. O cultură centrată pe așezată pe centralitatea cuvântului. Astăzi, în schimb, senzația pe care o are un om așezat în perimetru discursului, cuvântului, este de fragilitatea cuvântului. Senzația pe care o ai este că imaginea este subversivă la vor cuvântul și o învinge ușor. De la grecii încoace, trăim de această centralitate a cuvântului. Exista discursul persuasiv. Exista o tehnică, o artă a oratoriei extraordinară. Exista o tehnică a dialogului fantastică. Exista un mod de a ști să transmiți cuvântul de la o generație la alta. Ei bine, în clipa în care lucrurile astea care îți dă orientarea în lume și în care ai crezut o viață întreagă, încep să clatine, atunci nu-ți mai este ușor să faci o faptă de tipul dialogul de duminică, introducere în categoriile vieții. Și acum trec la ideea însăși a acestei cărți. Ce înseamnă introducere în categoriile vieții? Prima întrebare pe care ți-o pui iarăși dintr-un complex, pe care eu cel puțin îl am, în măsura în care filozofia are faima proastă că este de înțeles de către o mână de oameni și că e ceva greu, greoi și antipatic. Mi-am pus, de la un moment dat încolo, întrebarea, ce înseamnă a face filozofie? Înseamnă să scrii pentru alți filozofi? Sau înseamnă să scrii pentru nefilozofi? Adică, ești capabil să folosești un limbaj care să ajungă la orice om care a terminat un liceu, la orice om letrat? Și mi-am zis că dacă nu sunt în stare să fac asta, atunci îmi dau doi bani de filozofie. Îmi spunea Schopenhauer, este o filozofie a maimuțelor.
Filozofii vorbesc între ei ca maimuțele. Unul lansează limbajul și ceilalți încep să vorbească așa zeci de ani la rând. Școlile de filozofie. Scrie o carte pe care o citesc alții cinci și îți răspund scriind o altă carte. Bun, dacă nu vrei să faci asta, atunci ce înseamnă că vrei să faci o filozofie în care să comunici? Rămânând totuși în perimetrul a ceea ce au scris mari gânditori lumii. Ei bine, să ajungi la ceea ce numim noi în carte nodurile existenței. Sau, altfel spus, un anumit mod de a coborâ în viscerele existenței umane. O întrebare care se pune atunci este dacă oamenii au nevoie să-și vadă viscerele. Personal n-am fost niciodată curios să știu cum arăt pe dinăuntru. Am oroare de anatomie și nu vreau să-mi cunosc organele. De ce aș obliga pe oameni să-și cunoască visceralitatea existenței? Și chiar cred că nu poți să-i obligi pe oameni să-și asume luciditatea condițiilor. De ce? Și aici am scos o superbă vorba lui Pascal, care și-a pus și el întrebarea asta înaintea mea. Și răspuns așa. Neputând să lecui de moarte, de necazuri, de neștiință, oamenii au găsit cu cale spre a fi fericiți să nu se mai gândească la aceste lucruri. Și atunci le strici plăcerea oamenilor când le spui că ai vrea să stai puțin de vorbă despre moarte, despre finitudine, despre trufie, despre ură, despre invidie, despre iubire, despre speranță. Adică că nu le face plăcere. Și trebuie să-i convingi atunci că pierd ceva. Întrebarea e ce pierd. Și atunci am să rog pe Andrei Pleșu să răspundă în locul meu. Andrei Pleșu, ce crezi că pierd oamenii dacă nu vor să urmeze în discursul ăsta? Sau în întrebările astea viscerale? Nu știu. Ai spus prin vorba lui Dragomir, care citată corect, era ca să nu mor cu ou. Că asta ar fi o explicație. De ce nu-i bine să mor cu ou? Poate e mai bine. De ce trebuie să-i baci pe oameni cu nasul în problemele astea dureroase? Condiția umană nu e o cântare. Pentru că nu-i obligă nimeni. Nu băgăm pe lui cartea asta sau emisiunile noastre. Nu vrem să obținem o masă de cititori care nu mai fac nimic decât să gândească la finitudine. Noi facem asta și cine are deja o curiozitate instalată și simte nevoia unei comunicări, a unei continuări a interrogativității proprii, găsește aici un prim pas. Cine nu, asta e situația. Nu putem face, nu ne propunem să facem educație de masă. Pe de altă parte, s-ar putea ca cineva care nu are neapărat fondul aperceptiv al unui dialog cu aceste teme, să se trezească în tren cu un volum din ăsta, să-l deschidă la întâmplare și să vadă că e ceva gândit acolo, e ceva bun, mai sunt și cei care au nevoie de un pliresc să se enerveze. Avem și tipul ăsta de reacție, iar vin ăștia, iar e grupul de la părtiniști, iar băsiști, ăștia. Mereu ne sufocă cu elitismele lor. Și asta e un tip. De nu, dacă zici, de obicei discută despre categoriile vieții. Despre iarnă și vară. Despre nodurile existente. Pe mare, nu trebuie să ne facem nici iluzii că o să publicăm o carte care va duce la răspândirea filozofiei în popor, dar nici că un tip de carte construit astfel e fără public. Dacă am vedea sincer asta, atunci am fi smintit să continuăm să publicăm așa ceva. Eu cred și am
probe că tipul ăsta de text, tipul ăsta de interrogativitate, tipul ăsta de dezbatere e un lucru încăprizat. Ce-o fi după, nu știm, nu știm până la urmă, dar mai e ceva. Se vorbește mult azi de dezbatere, talk show. Vedem în fiecare seară la televiziune grupe de oameni care dezbat probleme vitale, de obicei vorbind în același timp, certați de un moderator care știe el mai bine și vrea să-i aducă pe drumul cel bun pe aia care nu se întâmplă. Dar cultura reală a dezbaterii, a schimbului de idei, a contradicției civilizate și orientate spre sens, asta nu e așa de obișnuit și îmi fac iluzia că exercițiul nostru poate avea și un minimal efect pedagogic. Mai mult poate decât efectul pedagogic sau educativ, care nu știu de ce, știu de un asum nou ușor, îi îndepărtează pe unii oameni, mi se pare că este o parte de păstrare a unor accente culturale. O carte cu un grunt solid în care intră domenii diferite, de la filozofie, la teologie, la literatură, la morală și prin toate acestea se păstrează, cum spun, legătura cu trecutul cultural și se pun accentele. În ziua de astăzi nu numai că nu se mai vorbește cu accentele corect puse, ci nu se mai pun nici accentele culturale corect, pentru că nu mai există noțiunea aceasta de cultură, de cultură în punctele ei esențiale. Și mai e ceva, aș adăuga dacă te vrei doar atâta. Totuși, noi nu punem aici probleme filozofice. Aș vrea să accentuez asupra acestui lucru. Noi punem întrebări pe care nu există om să nu și le pună măcar o dată de sau de câteva ori în viață. Orice om, indiferent categoria intelectuală pe care îi ilustrează, nu umblă niciodată pe drum întrebându-se ce e cu judecățile sintetice a priori. Nu cred că există oameni obsedați de tema asta când se duc să-i aplici. Sau ce înseamnă estetica transcendentală. Dar oamenii toți, după gândul meu, ajung măcar o dată în viață să se întrebe de ce suferă, ce sens are viața, ce e cu moartea, de ce sunt atâția care te urăsc, de ce și tu urăști la rândul tău. Prin urmare, sunt întrebări cu care trăiești cu adevărat și cu care toată lumea trăiește. Nu sunt întrebările unei secte care trăiește în aerul arefiat al unor subtilități academice. Eu cred, pe de altă parte, și îmi cer scuze că tocmai eu iau apărarea filozofiei și în sensul academic, deși n-am practicat-o așa cum a practicat-o Gabriel și o practică, cred totuși că până la o vârstă, așa până la jumatea vieții, dacă vrei să te ocupi de idei, e bine să faci filozofia academică. E o bună pregătire, e o bună gimnastică. Trebuie citită filozofie clasică. Măcar așa ca să-ți faci violență. Cum spunea Conoare cu paleologul maturitate plină, spunea cel mai mare gest de virilitate pe care l-am făcut în viața mea e că am citit Critica Rațiunii Pure. După jumatea vieții, e bine totuși să-ți dai drumul și cu mușculatura acumulată să îți îngădui să gândești liber. Și nu există problemă, și cu asta închei, cred eu, oricât de subtilă, de rafinată, de îndrăcit tehnică, care să nu poată fi comunicată oricum. Dacă vrei cu adevărat asta. Nu cred că există nimic pe lume, lumea ideilor, care să nu poată fi comunicat omenește. Aia care nu o fac,
mă enervez. Dar e voie să întreb ceva în prelungirea ce a spus Andrei Pleșu. E adevărat. Este o vârstă a vieții la care a luat-o pe drumul filosofiei, apare o răscruce în care trebuie să hotărăști încotro vrei să mergi. Să scrii pentru colegii tăi sau să scrii pentru toată lumea. Și atunci, cu ajutorul acei învățări tehnice de la gânditorii Marii Lumii, poți să începi să comunici, cuplând ceea ce ai învățat de la ei cu propria ta experiență de viață. Atunci, într-adevăr, filozofii nu mai scriu pentru filozofii. Și atunci caută tipuri de discurs care să-i facă prietenoși, comunicanți. Și cred că această carte, care a ajuns să pună pe lume gânduri, idei, experiențe trăite și formulate, este o formă ultimă pe care poate să o capete punerea în discuția unei idei filozofice în forma unui dialog. Am încercat de-a lungul ultimilor 20-30 de ani să găsesc formele optime pentru a vorbi cu toată lumea. Și dacă mă întrebați ce cu cartea asta, n-aș pune accentul pe nimic cultural din ea. Pe nimic cultural. Nu cultura e în joc, decât în măsura în care cultura este un instrument de viață, cum mi-a făcut să spun. Adică de înțelegere ei și de furnizarea mijloacelor de expresie. Atunci, ceea ce se întâmplă când ajungi la un tip de discurs de felul ăsta, ceea ce se obține este o împărtășire a experienței proprii. Dacă tu ai fost preocupat să înțelegi ce se întâmplă cu tine când suferi, cum spunea Andrei Pleșu, când iubești, când urăști, când te simți calomniat și așa mai departe, când ești confruntat cu sfârșitul acestei aventuri pe Pământ, când ai înțeles niște lucruri de genul ăsta, vrei să le împărtășești. Și atunci, o carte de genul ăsta este un mod de a te împărtăși. A te împărtăși. Nu întâmplător, cred că forma cea mai înaltă pe care poate să o capete discursul în clipa de față este literatura, pe de o parte, și jurnalul, pe de altă parte. Pentru că jurnalul este paradoxul suprem. Acolo, un individ se mărturisește în particularul lui și tocmai în forma aia e întâlnit de toți ceilalți în universalitatea lor. Deci toți citind spun, mă recunosc în asta. Și eu simt așa. Și eu am trăit așa. Sau nu cred așa. N-am trăit așa. Nu are dreptate. Este un mod fascinant de a pune în dialog viețile oamenilor. Asta am încercat să facem și aici. Dând un exemplu dintr-un dialog între noi doi. Dar făcându-l de fapt cu ceilalți. Ieri am fost la o inspecție de grad și fosta mea student, acum profesoară, avea o lucrare despre jurnal, care începea cu un citat din Gabriel Lucian. Jurnalul este cea mai strânsă formă de colaborare cu viața. Apropo de jurnal. Într-adevăr, cartea este lipsită de orice jargon care ar putea să îl îndepărteze pe cititor. Cred totuși că este o carte de filozofie, dar nu în sens academic al cuvântului, ci în sensul mai degrabă socratic. Da. Deci, într-adevăr, sunt marile probleme ale lumii. Și tocmai asta m-a atras, faptul că este scrisă extraordinar de către doi oameni pe care îi socotesc scriitori, dublați de specialiști. Deci, specialistul este pus în paranteză, să spunem, fiecare pe domeniul lui și în față este scriitorul. Până la urmă, vă considerați scriitor, ce este, până la urmă, un scriitor? Ei, am spus că, în măsura în care ești înțat cu specialități, unde nu poți să forți un dialog decât cu o mână de oameni și ajungi să comunici mii, zeci de mii, sute de mii cititori prezenți și
pintori. Dacă ai șansă să o faci, atunci, evident, rămâi devii scriitor. Speranța mea a fost că pot să fac pasul de la a face filozofie la a deveni scriitor. Spre supărarea unor oameni care cred că a fi scriitor înseamnă mai a scrie romane pure. Da, am observat și eu lumea pur literară. Există o iritare față de autori care, fără să facă roman sau poezie sau ceva în zona asta, trec de scriitori. Chiar de curând am văzut un prozator excelent, altfel spunea, Doamne, în loc să înțeleagă lumea prin literatură ce facem noi, înțeleg ce fac ăștia. Liceanu, Leșu, Pierici și așa mai departe. Eu văd conceptul scriitorului ca fiind mult mai larg. Bine, nu pot merge până unde mergea acum 20 de ani Dinescu, care spunea că și scriitorii de vagoane sunt scriitori. Dar totuși, dacă sunt întrebat prompt ce știu să fac, eu nu pot să răspund nici că mă fac filozofie, nici că fac... Eu scriu. Asta și o să fac eu cel mai bine, să scriu. Cred că reușesc să exprim ceea ce vreau să exprim. Asta e competența mea reală și, aș spune, unică. Restul sunt instrumentare, capacități auxiliare. Ești scriitor atunci când ești integral prezent cu ființa ta întreagă în faptul de a scrie. Și în privința asta, dacă mă întreabă la televiziune sau mai știu unde, ce să scrie pe butieră, că sunteți, eu spun întotdeauna, fără să mă gândesc, scriitor. E adevărat că unii vor titluri mai somoroase, dar mie mi se pare că mai mult decât atât, un om care e în domeniul manualelor nu poate spera. Mulțumesc că o să intrăm în subiect. Propun să... Nu vă speria, nu înseamnă că dacă începe. Să vină în plânt. Subiectul cărții, în capitolele cărții. Și am să încep cu câteva citate din Toleranța și Intolerabilul, pentru că este desene, spune Gabriel Liceanu, cea mai la modă temă a planetei. Găsirea graniței juste dintre tolerabil și intolerabil a devenit mai actuală ca oricând. Și tot la televizor am văzut cum o mulțime de români erau întrebați ce părere au despre povestea cu migranții, cu venirea lor eventuală în România și spuneau da, foarte bună, da, pot să vină. Și după aia reporterul care era bun a spus, dar aici la dumneavoastră în comună vreți să vină? A, nu. Aici nu. Deci noi suntem toleranți să vină... Îi doamne la Ploiești. Exact. Am să vă mai citesc câteva lucruri din acest capitol, Toleranța și Intolerabilul. Apare o contradicție între imperativul toleranței, trebuie să fim toleranți, care teoretic e foarte frumos, și practica vieții curente, când ne simțim agresați de însuși climatul de toleranță pentru care am militat. Visez la un ghid al toleranței, spune tot Gabriel Liceanu. E curent acest fel vicios de a înțelege toleranța ca neutralitate, spune Andrei Cleșu. De fapt, nu-ți pasă. Ești tolerant pentru că ți-e egal. Cunoaștem foarte multe cazuri de asemenea toleranți. O societate sănătoasă, liberă, democratică, face posibilă mult mai multă toleranță, tocmai pentru că e mai stabilă și mai legitim construită decât o societate de tip dictatorial, spune tot Andrei Cleșu.
Nu se poate vorbi de toleranță dacă toți sunt non-stop de aceeași părere. Și o să revin și cu alte citate, eventual, dar v-aș întreba dacă mai aveți accente de pus, că tot am vorbit de accente astăzi, sau ce ați mai adăugat pe această temă de, iată că nu e toată cartea cu inactualități, aceasta este chiar o temă foarte actuală, dar sigur că nu este livrată într-o formă. Dacă e cazul să deschid eu povestea accentelor pe o temă sau alta din carte, asta cred că e similar cel mai mult, să spun ce. Și m-am gândit, tot văzând ce se întâmplă cu noi, cu lumea astăzi, cu Europa, cu această întâlnire între civilizați cu coduri diferite, mi-am pus din nou problema. Ce a greșit Europa de e pusă în situația de a trăi așa ceva? Ce a greșit cea mai înaltă civilizație a lumii de e pusă să își vadă subminate fundamente? Și am căutat răspunsul. Și mi-a venit în minte a fost asta. Eu cred că Occidentul a căzut într-o cursă pe care și-a întins-o singur. Ce vreau să spun cu asta? O viață întreagă până acum câțiva ani, eu am crescut în cultul naturii umane. Asta am învățat eu din cultura occidentală. Am trăit cu crezul că există valori absolute și că ele aparțin unei naturi umane unice. Astăzi nu mai cred așa ceva. Pentru că dacă aș crede, n-aș mai putea să explic ce văd. Ce văd și ce cred. Nu există o natură umană unică. Nu există valori unice. Există proiecțiile ideale ale unei civilizații, cea de tip occidental, în care, pe urmă, am încadrat orice ființă umană din istoria asta și de pe pământul ăsta. Ori, adevărul e, în clipa în care s-a pus problema globalizării, adevărul și a multiculturalismului, că atunci s-a văzut ce se petrece când coduri diferite de civilizații, adică de ființe umane, diferit crescute, se întâlnesc între ele. Eu cred foarte mult în povestea triburilor. Cred că există o tribalitate care ne urmărește de-a lungul istoriei noastre, de când a apărut prima formă de Homo sapiens și până astăzi. Într-o familie, am spus asta de mai multe ori, cred că și în carte apare, este important când doi oameni vin să trăiască împreună, vin din două triburi diferite, când se căsătoresc. Cum apasă unul pe pasta? De jos sau de la mijloc? Cum pune vasele după ce mănâncă? Le pune în cuvete și le spală sau le lasă a doua zi? Dacă cei doi nu se întâlnesc pe aceste detalii, dacă riturile lor tribale nu sunt respectate de către celălalt și dacă nu ajung la un limbaj comun, apare intoleranța totală și divorțul. Vă imaginați cum arată povestea asta atunci judecăm realist și judecăm că suntem obligați să vedem ce se întâmplă, când se întâlnesc triburi umane la nivelul unor mari culturi. Tribul asiatic, tribul european, tribul nord-african și așa mai departe. Și atunci, drama începe din clipa în care cel pe care îl primești din tribul tău îți impune valorile lui, tribului tău. Cel care vine la tine în casă îți explică cum să trăiești după regulile casei pe care a lăsat-o în urmă. Drama pe care o trăiește astăzi Europa este că valorile numele căreia s-a deschis sunt contestate chiar dinăuntru lor. În clipa în care faci o manifestație la Londra, islamică, și scrii în cadrul de polițiști, într-o țară democratică care te apără ca să poți să spui ce vrei, iar tu scrii pe lozinci, vă vom spânzura cu libertatea pe care ne-ați dat-o,
vă vom strânge de gât cu valorile voastre și așa mai departe, înseamnă că se petrece această incompatibilitate venită din întâlnirea violentă de o parte a unor valori diferite. Mi-aduc aminte, apropo de aceste triburi și cu asta închei, Vargas Llosa, în Povestașul, trece în revistă, Povestașul face turul triburilor din pădurea amazoniană. Se întâlnește cu tot felul de obiceiuri din fiecare trib. Unul dintre ele se numește, se erau indienii Pambisa, avea obiceiul ca după fiecare propoziție pe care o spuneau să scuipe ca semn că au spus adevărul. Drept care scuipau tot timpul. Imaginați-vă că vrei să integrezi indienii Pambisa la tine în casă, în cartier, unde vreți. Într-o țară cu o civilizație europeană. Închipuiți-vă că stați de vorbă cu un indian Pambisa. Toată ziua, la serviciu. Cum ar fi să te pomnești de scuipă după fiecare propoziție? Nu e în regulă. Vrei să-l integrezi? Nu poți. Pentru că... Că lor să nu mai spune de voi. Nu, pentru că... Ei nu poate să facă asta, pentru că atunci îl treci într-un rol pe care nu-l acceptă, de mincinos. Da, să știți că la noi în Cismigiu e plin de indieni. Așa că, simplificat, cam așa arată treaba. Ciocnirea cea mare a fost când Alain Finkielkraut spunea lucrul ăsta, când a venit luna trecută sau când a venit aici. Este imposibil să obții integrarea cu niște valori care îți contrazic valorile. Când obligi o femeie la Paris să se expună venită din Africa unei operații care pentru un european este o monstruozitate și o agresiune la adresa corpului feminin, evident că nu poți coexista valori atât de disparate. Și atunci toleranța are limită și întâlnește limita. Faptul că nu avem curajul să spunem lucrurile astea este forma cea mai gravă de lașitate a culturii civilizației occidentale actuale. Și ea va pieri pe această cale. Încep să nu am nicio îndoială. Da. Pentru că ipocrizia e prea mare. Și dacă spui adevărul de acest tip, ești sancționat în curând prin lege. În privința tubului de pastă de dinți... Ce ai de zis? Eu mă abțin. Este în carte disputa sau apropierea dintre Gabriel Licean și Andrei Pleșu. Am doi apasă de jos tubul de pastă de dinți, dar unul îl rulează și celălalt nu. Așadar, este obiectuire... Un tub de pastă rulat arată scârbos. Dar trebuie să spun că astăzi nu se mai pot rula scârbosurile pentru că sunt din plastic. Eu am câștigat. Politică, care arată așa. Indiferent ce credem fiecare din noi, trebuie să sfârșim până a fi de acord. Respectiv, trebuie să fim de acord și cu ceea ce nu suntem de acord. Și atunci, dialogul nu mai e ceva care începe de la o tensiune și se termină cu un consens, ci e ceva care începe cu un consens. Și nu mai trebuie să aibă loc. O spun mereu, într-o lume care respectă regula asta, Socrate șomează. Pentru că dialogurile lui Socrate sunt întotdeauna cu un interlocutor care spune de obicei o prostie sau un lucru parțial acceptabil și Socrate încearcă să-l aducă la adevăr. E, închipuiți-vă că Socrate stă față în față cu unul care spune un lucru bezmetic.
Atunci Socrate, conform corectitudinii politice, spune, ok, e părerea ta, eu am părerea mea, nu e cazul să ne facem din asta o problemă. Și chiar da, până la urmă, am părerea ta. Ai dreptate. Această formă de schimb de amabilități e adormitoare și nu știu. Acum, chestia cu civilizațiile diferite, lucrurile sunt, din punctul meu de vedere, mai complicate. Unu. Eu cred că depinde ruptura islam-creștinism. E o ruptură care se petrece la suprafața celor două religii. Musulmanii adevărat, majoritatea musulmană, spun asta după ce m-am informat, nu e de tip fundamentalist, nu crede că ceea ce face gruparea ISIS e ce trebuie. Și cred că și majoritatea creștină a sfârșit până a ieșit și ea într-o suprafață. Mai exact și mai simplu. Eu cred că adevărații musulmani și adevărații creștini poate să înțeleagă. Cred că musulmanii care nu-și mai cunosc tradiția și creștinii care nu-și mai cunosc tradiția, nu se mai pot înțelege. Există un proverb musulman de altfel. Sfinții tuturor religiilor se întâlnesc în același rai. De la un nivel în sus, diferențele nu mai există. Diferențele există, îmi permis să spun cu brutalitate, la proști și la ființe secularizate ideologic. Aia nu mai umblă la nivel. Dacă nu mai umblă la toleranță. Dar la bază sau foarte sus, natura umană apare în toate tipurile de homo religiosus. Ceea ce se ratează astăzi este comunicarea omului modern cu homo religiosus din el. Dacă e într-o bună relație cu homo religiosus, n-are probleme să dialogueze cu un musulman, cu un hindus, cu un budist zen și așa mai departe. Un profesor de islamologie de la Köln, care e de origine iraniană, a luat de curând un premiu în Germania și a ținut un discurs. E fiind musulman. Și în acest discurs a dat exemple unor călugări catolici din Siria, care au făcut mănăstiri creștine, în care regulat, în fiecare săptămână, se întâlnesc musulmani și creștini și se roagă împreună. Rezultatul. Preotul a fost răpit și a dispărut după fața pământului și asta spre suferința și a musulmanilor și a creștinilor care se întâlnau de ani de zile împreună la mănăstirea lui. Există acest tip de oameni, acest tip de împrejurări și trebuie să ne gândim la asta. Acum, problema cu refugiații care vin cu sute de mii, cu milioane de eventuali, e mai curând una tehnică. Ce faci cu ei? Cum îi absorbi? Unde îi culci? Cum îi hrănești? Asta e o mare problemă și, după părerea mea, politicienii au făcut gesturi ideologice înainte de a face calcule pragmatice. Dar nu e mai asta. În clipa în care îți vin și valorile statului tău, ca în Franța, ale învățământului, sunt laice și tu pui problema ca cei veniți în țara ta să apară la școală cu vărul islamic pe tele, în clipa aia a ajuns în punct ireductibil, în care cele două civilizații se ciocnesc nu pe unde îi culci și cum faci, ci cum îi convingi ca valorile lor să nu-ți contrazică regula societății tale. Dar în Franța n-ai voie nici în alte state nici să pui o icoană creștină pe tele. Asta înseamnă stat la așa. În clasă, da. În clasă. N-ai de ce să pui. Păi, nu, este o problemă de intimitate. Deci aici ajunge... Ai de loc de modificție. Exact, e vorba de valori intime ale unei comunități sau unei persoane. Cultura creștină europeană nu e o problemă intimă. E dita mai capitolul de cultura umanității. Credința mea ca individ este o problemă intimă.
Asta e altceva. Tu n-ai decât acasă să-ți spui. Am acasă altarul meu, icoana mea. Nu trebuie să-i pun unui om care este de altă religie icoana în clasa în care ești el. Așa cum nu pun bărbi islamic, nu pun nici icoana. Nu sunt politică corect. Deloc. Eu gândesc altfel și vreau sprijinul meu să invoc un episod legat de un om pe care și tu l-admiri. Știți că în 1877, la sfârșitul războiului de independență, ce? Ai avut un cântare și o da. Se poate un dialog intim. Noi am câștigat după războiul de independență, am câștigat Dobrogea. Am pierdut Basarabia, dar am câștigat Dobrogea. Au fost, la sfârșitul războiului, o conferință la Berlin și tratatul de pace de la San Stefano, prin care noi am devenit proprietarii provinciei Dobrogea. Și când, în mod simbolic, trupele românești au intrat în Dobrogea, regele Carol I a ținut un discurs trupelor. Și vreau să vă citesc 7 rânduri din acest discurs. Ca să vezi că Angela Merkel e nimic. Ostași, în noua Românie vă veți găsi o populațiune în cea mai mare parte română. Dar veți găsi și locuitori de alt neam, de altă religiune. Toți aceștia, devenind membri ai statului român, au drept deopotrivă la protecțiunea, la iubirea voastră. Între aceștia veți afla populațiuni musulmane a căror religiune, familie, morale se deosebesc de ale voastre. Eu cu din adins vă recomand a le respecta. 1878 Carol I către oștirea română, alte vremuri, alți oameni. Deci, există acest tip de discurs în care se poate recomanda respectul diferenței, ba chiar iubirea diferenței și o conviețuire adevărată. Unde îți dau dreptate este că noi nu avem nici măcar o imagine a acestei cantități umane care vine în Europa. Noi nu știm cu siguranță cine sunt, noi nu știm ce vor deveni și comparațiile care se fac chiburile în favoarea lor, că și noi din Est, când fugeam în Vest, tot la mai bine fugeam și toți ne-au primit cu brațele deschise, e un sofism. Pentru că noi plecam în Vest cu senzația că acolo e bine, și din punct de vedere material, dar și din punct de vedere al valorilor democratice, al libertății și așa mai departe. Noi ne duceam spre un model, nu ne duceam spre un loc de disprețuit. Pe când aici, o anumită secțiune a fundamentalismului musulman vorbește despre Occidentul în care vine, ca despre un loc blamabil. Asta, într-adevăr, pune probleme. La rândul nostru, ca creștin, modern, n-am avea decât un singur argument să primim atâta amar de nenorociți din altă lume. Și anume argumentul iubirii creștine. Dar asta, într-un sat secularizat, nu se mai poate, că noi nu mai avem chestia. Noi ne-am eliberat, suntem laici. Și atunci ne-a dispărut singurul argument intim care ne-ar putea face să fim mai disponibili. Prin urmare, avem un islam care a ajuns să nu-și mai cunoască tradiția și un creștinism care a ajuns să nu-și mai cunoască etic. Stăm prost. Nu, iubirea creștină nu este compatibilă cu violența și nu s-a acceptat niciodată violența. Așa că iubirea creștină are granițele ei. Sunt exact astea. În clipa care răspunzi iubirii mele o bombă... Întorci și cealaltă bombă. Am mai referit la un pasaj din discuția despre toleranță și intolerabil, în care
în carte este la fel de animată și de captivantă ca aceea pe care la care ați asistat acum, și anume una care mă privește ca profesoară, zice Andrei Pleșu, cred, foarte delicată este problema toleranței în perimetrul pedagogiei. Acum, într-adevăr, se practică un fel de toleranță pedagogică și vreau să vă amintesc acel splendid fragment al lui Moisil, care este unul despre care ar trebui poate să mai vorbim cândva, pentru că a reprezentat foarte mult pentru țara aceasta, pentru matematică, și el spunea ce s-ar întâmpla dacă teorema lui Pitagora s-ar supune la vot. Păi, dacă teorema lui Pitagora s-ar supune la vot, în insula Samos, din care era Pitagora, numai 3% ar vota pentru. De ce? Păi, zice, lumea ar spune așa, sunt cetățenii ai insulei Samos care au făcut mai mult, mult mai mult decât el. Aristarc a câștigat la Jocurile Olimpice, premiul cel mare la aruncarea cu fulgul. Endymion a împărțit tuturor câte o burtă de smochine, astfel încât fiecărui om i-au revenit 2 smochine. Și apoi se zice că e furată teorema. Și ce rost are? La ce servește? Merg corăbiile mai iute? Sau țin mai bine la furtună? Și de unde știi că e adevărată? Ce? A măsurat el toate triunghiurile dreptunghice? Ce e de făcut? Se întreabă Grigore Moisil. Zice, nu cred că e de făcut altceva decât ce se face de 2000 de ani cu teorema lui Pitagora. Să se predea. Cred că până la urmă, într-adevăr, în domeniul pedagogic nu mai au loc asemenea discuții cât e tolerabil și cât nu e, și trebuie pur și simplu să se predea. Aș încheia capitolul acesta despre toleranță și intolerabil cu afirmațiile lui Gabriel Liceanu. Nimeni nu e obligat să suporte toată omenirea și fiecare e liber să-și aleagă, într-o izolare neagresivă, sonoritățile care îi plac. Până la urmă, este și o chestiune personală. Nu știu dacă mai avem timp să intrăm în alte... Eu aș profita de asta ca să pun o întrebare. Din contactele pe care le-am avut și Gabriel și eu, cu cititori și mai ales cu cititoare, am tras concluzia că cel mai prost capitol al cărții, cel care a fost socotit, mai ales de cititoare, cel mai slab, e cel despre iubire. Și aș vrea să... Pe noi eram foarte gândiți. Da, da. Și aș vrea să... Dacă am putea să înțelegem că tu ca și femeie, ce părere ai? Ce-am greșit noi acolo? Eu cred că sunteți prea tineri ca să vorbiți despre iubire. Așa v-am greșit. Despre iubire se vorbește de la 80 de ani în sus. Octavio Paz a scris cartea... Nu mai se vorbește, se vorbește numai. Se vorbește tot ce mai face se vorbește. Nu. Trebuie să ai acumulat în toate. Și Marchesa, Octavio Paz a scris acea carte splendidă, una din favoritele mele, Dubla Flacără, Dragoste și Erotism, după ce am luat premiul Nobel și după ce a făcut 80 de ani. Dar cred că despre iubire, cum spunea domnul Ion Vianu, bărbații și femeile au păreri complet diferite. Nu se prea potrivesc unele cu altele. Se cam prost. Prost, neprost. Asta e realitatea. Oricum, în ce mă privește, totdeauna voi preamări prietenia și păcat că n-ați vorbit în carte și despre prietenie. Certo, e adevărat.
Prietenia mi se pare un teren mult mai sigur și mult mai interesant. Voi încheia în cazul acesta, pentru că nu mai avem timp, cu un portret al autorului Bicefal, revenim deci de unde am plecat, de la cei doi autori. Și închei tot cu asta, dintr-o cronică pe care o voi publica pe La Punct, în caz că interesează pe cineva. Cronica la cartea Dialogul de Duminică, în care am scris tot ce n-am putut să spun astăzi despre această carte, dar despre autorul Bicefal al acestei cărți. În 3 octombrie 1977, Gabriel Liceanu notează în jurnalul de la Pălviniș, legat de Andrei Pleșu. Ne mărturisim o inițială antipatie reciprocă. În urmă cu 3-4 ani, analizându-ne relația, rostindu-ne rezervele, încercând să ne circumscriem zonele de fals instalate între noi. Cei doi sunt condamnați la prietenie și dialog de un maestru comun, precum și de aspirația, într-o lume care pune în primejdie libertatea gândirii, spre meditație, lectură, bucurii spirituale. Astăzi, după 4 decenii de la acea primă limpezire și confruntare, când prietenia le e public consacrată, cei doi discipoli, deveniți și ei maestri, întemeietori de instituții și scriitori de raftul întâi, continuă să învețe, să pună în cauză lumea și să-și confrunte într-un splendid duel verbal laturile neasemănătoare ale firii. Unul, cu un extraordinar talent de a face vizibile și binele, prin admirație și dragoste, și răul, prin detestare, oroare. Celălalt, cu punerea lor în ecuație, prin ignorarea sentimentelor proprii. Unul preocupat de tot ce e omenesc preomenesc, celălalt privind foarte sus în polul plus. Unul mărturisindu-se lipsit de harul credinței, dar sperând totuși cu vorbele lui Steinhardt că Dumnezeu crede în el și recurgând la metodă, celălalt, salvându-se de luciditatea de altminte proprie gândirii lui prin recursul la credință. Din toate acestea a ieșit o carte cu doi autori, Dialogul de Duminică. A fost nevoie pentru ea așadar de interlocutori vizibili diferiți, care totuși cred în aceleași lucruri salvatoare, educație, o viață a cetății coerentă, și bine așezată, filozofie, temeinicie în ceea ce faci, de oameni care cred în bine, chiar dacă în feluri proprii. Prietenia invită din confruntare și deosebire e pe modelul eroilor de epopee. Dar îmi voi permite o comparație mai frivolă și mai potrivită vremurilor noastre. Cei doi seamănă, mutatis mutandis, cu Tango and Cash, din filmul omonim, doi polițiști, Stallone și Kurt Russell, care încep prin a nu se înghiți, deși se admiră, dar apoi luptă cot la cot cu răul, fac o echipă imbatabilă, se apără și se salvează reciproc de nenumărate ori, sunt loviți împreună și lovesc împreună în toți mafioții și ajung să fie un cuplu de prieteni de nedespărțit. Cine e Stallone și cine iar Cash, deci Tango, Stallone, Cash îl chema chiar Gabriel. De diferență era nevoie nu numai pentru a acoperi cât mai mult din ceea ce e omenesc, ci și pentru a genera o dezbatere și a o menține vie, dar totodată era necesară și credința în aceleași valori, astfel depărtarea între idei ar fi crescut cu fiecare frază și discuția s-ar fi năruit. Era nevoie de o prietenie de o viață, pentru ca acest dialog ritmat, rotund, plin de sunet, să fie și firesc. Să fie ambalat agreabil, se râde foarte mult în această carte. Și chiar să știe unde să lovească pentru a obține totul de la interlocutor.
Era nevoie de doi oameni ieșiți din comun, cu o lungă practică a semnelor de întrebare și pe care să-i intereseze personal subiectele discutate. Nu sunt discuții de dragul discuțiilor. Care își doresc să înțeleagă ei în primul rând și care sunt în stare să-și cristalizeze gândul precum scandal iubirea. Adaug umorul și bucuria ideii scurtate care se transmit. Dacă la început cei doi s-au împrietenit mai mult sau mai puțin de nevoie, astăzi Gabriel Liceanu îi spune lui Andrei Pleșu, într-un capitol despre întâlnirile esențiale ale vieții, unde veți găsi și un test dacă oamenii din jur care vă interesează sunt sau nu o întâlnire esențială a vieții pentru dumneavoastră și eu am făcut acest test cu multe persoane și e interesant rezultatul. Deci, spune Gabriel Liceanu, sunt tentat să-i mulțumesc anonimului care mi-a regizat de pildă întâmplarea întâlnirii cu tine. După cât se pare, pe un fond de necesitate. Cred că și cu cărțile se petrec întâlniri esențiale și, exact cum se spune în carte despre întâlnirile cu oameni, este dramatic atunci când ratezi o întâlnire esențială cu un om care ar putea fi pentru tine foarte important și să schimbe destinul. La fel mi se pare că se poate întâmpla și cu o carte și vă spun cu toată lipsa de formalism sau nu știu cum să spun, nu o spun în acest context, această carte mi se pare o carte esențială, o întâlnire esențială și vă îndemn să nu o ratați. Eu n-am nevoie să spun ceva, nu știu dacă în încheiere, poate dorește ce am să spună. Încă există în această carte un capitol care se numește Cei neștiuți. Și pentru că acolo există o idee la care țin, am să spun că spuneam acolo că lucrurile care ies din rând, lucrurile deosebite, isprăvile pe care cineva ajunge să le facă și care îi pun în lumina rampei, sunt posibile unor oameni care rămân nevăzuți. Cartea asta este făcută exact în același fel. Noi suntem la rampă, iată. Cartea este în fața dumneavoastră, dar în spatele ei au stat niște oameni nevăzuți. Și gestul lor trebuie, cred, omagiat, așa cum i-am omagiat acolo pe cei nevăzuți, neștiuți. Cartea n-ar fi existat dacă editura Humanitas, prin directorul ei general editorial, Lidia Bodea, n-ar fi venit peste noi în mod repetat, în două, trei rânduri în acest an, punându-ne textele transcrise din dialogul de la televizor sub nas și obligându-ne, ca într-un final, să punem mâna și să le redactăm pentru cartea asta. Iar cartea n-ar fi existat cu acuratețea pe care o are acum, sper, dacă n-ar fi existat Anca Ionescu, care e în sală și care a făcut, ar fi bine să știți ce muncă uriașă în spatele unei cărți. Ce lecturi, ce gafe, de ce gafe este scutit un autor grație muncii celor neștiuți. Te mulțumesc că o putință isprava noastră. Și Ioan Nică m-a făcut să înțeleg atât bine ce-am făcut. Există, s-ar părea, o sesiune de autografe pe care... Fie aici, fie în librărie? Cum doriți dumneavoastră? În librărie sau aici? Aici. O începem aici și o încheiem în librărie atunci. Nu știu, avem voie să mai stăm aici? Da. Da.
suntem aici